Industria jocurilor video din România a început sfios să scoată capul din stufării și să spună tare și răspicat: eu pot, eu sunt magician. Dacă vecinii noștri bulgari și unguri pot să realizeze jocuri, noi de ce n-am putea? O întrebare constantă, asta dacă nu luăm în considerare faptul că încă din anii 90 s-au realizat de fapt jocuri la noi în țară, cu echipe românești. Aici putem enumera recentul Watch Dogs 2, Hawks, Brawlout, seria Cabela, Chessmaster, FIFA 18 și 17, POD 2 sau seria Silent Hunter de la 3 la 5. Am avut parte de o industrie bună, grație unor jucători mari precum Ubisoft, EA, Namco, Bandai sau King, care au văzut potențialul românesc și au deschis studiouri la noi. Și restul este istorie, o istorie care se pare că i-a uitat pe cei de la Maven Hunt cu al lor Solitaire Arena, care este încă una dintre cele mai profitabile tranzacții din istoria gamingului românesc. Cu ceea ce au învățat în studiourile mari, au început să apară oameni ambițioși și proiecte îndrăznețe, unele care s-au transformat în chestii concrete, altele au fost date uitării. Am avut o bază care a pornit undeva pe la începuturile anilor 2000 și încet, dar sigur, au început să apară pasionații, tinerii care au crescut jucându-se Mario și Sonic, dar și Half-Life și Prince of Persia, formând o bază a ceea ce urma să fie primul val de jocuri indie. Astăzi lucrurile stau diferit. Industria a învățat și chiar și-a deschis o asociație, RGDA, care organizează seminarii și convenții cu și pentru creatorii de jocuri video. Acesta este punctul în care suntem acum, un mediu profesionist, atât pentru creatorii indie, cât și pentru cei tradiționali, existând o bucată din plăcintă pentru toți jucătorii de pe piață. Dar care sunt în acest moment cele mai vândute jocuri românești pe Steam? Ei bine, conform celor de la Steam Spy, avem parte de titluri care se află pe buzele gamerilor din România și nu numai. Așa că mulți dintre participanții la acest countdown s-ar putea să nu surprindă pe nimeni. Brawlout intră pe locul 5 în acest top, un titlu dezvoltat de Angry Mob Games. Titlul își trage inspirația din alt joc video cunoscut, Smash Bros, doar că aici mecanica nu este chiar atât de permisivă. Dar au reușit să mute, conform Steam Spy, 11.282 de copii în conturile gamerilor de pe Steam, ceea ce este o izbândă importantă pentru un joc lansat în aprilie 2017, genul de joc pe care îl deschizi când ai prietenii la tine și ai chef de un scandal scurt și invigorant. Nightside este un RTS SF care primește locul 4 în acest top cu 27.181 de copii vândute. Dar este și primul joc din acest top care a ieșit din Early Access, cu atmosfera apăsătoare, un sistem de facțiuni pe puțin spus interesant, dar și cu ceva probleme aici și colo. Mecanic nu este foarte complicat, așa că un începător în ale RTS-urilor se va simți ca acasă, iar asta i-a ajutat pe cei de la Omnidream Creations. Pe locul 3 îi avem pe Killhouse Games cu al lor Door Kickers, cu nici mai mult, nici mai puțin de 472.839 de copii active pe conturile Steam. O realizare dacă este să ne gândim că discutăm despre un joc lăudat și aplaudat atât de către români cât și pe plan internațional, ca fiind o experiență dură, tactică, dar corectă. Cu o comunitate extrem de activă, ceva spin-off-uri deja în store și un potențial Door Kickers 2 și co-op pentru primul joc, viitorul studioului pare să fie unul luminos. Medalia de argint este atribuită lui Hacker Evolution, care în acest moment numără doar 478.480 de copii active pe Steam, unul dintre cele mai populare jocuri realizate în România. Un simulator de hacking, după cum indică și numele, jocul este un puzzle single player ce te prinde doar dacă ești o persoană competitivă. Dacă ai acest viciu, atunci s-ar putea să fii jucat sau să vrei să încerci Hacker Evolution al celor de la Exosiphon Studios. Ocupantul primului loc s-ar putea să nu fie o surpriză, Move or Die reușind să vândă peste o jumătate de milion de copii, îndreptându-se către markerul de 600.000. Un joc indie de la Those Awesome Guys, care fie strică prietenii, fie sinapse, titlul jocului fiind însăși premisa din Move or Die, ori te miști, ori mori, iar asta a prins la public, jocul având în acest moment o comunitate destul de mare, suport cross-platform și colaborări cu seriale de genul Rick and Morty. Noi aici vedem doar motive pentru ca Move or Die să prospere și pe viitor, această realizare a unei echipe extrem de restrânse fiind unul dintre cele mai bine vândute jocuri indie din România, motiv pentru care merită aprecierea noastră și a voastră, evident. Sigur, mai sunt și alte jocuri pe care le-am omis, precum Black the Fall, o altă creație românească ieșită pe piață relativ recent. Sunt titluri mari produse la noi în țară, multe dintre ele având ca destinație mobile-ul, dar ăsta este un top pentru o altă ediție. Până data viitoare, like, share și subscribe! Și nu uitați să apăsați clopoțelul magic pentru a primi notificări ori de câte ori uploadăm câte un nou clip.